romanul secolului 20, un medic, Cortazar, un marchez și eremiți. Apropo, aș citi Eredira. Sub măsută se află câteva ziare și revistele speciale, România Liberală și cea fără. Pe preț o dă e frumosul grăbit, se află câteva probleme. Ce credeți că se află în acea probleme? Dumneavoastră ce credeți că se află în acel cuvert? Au fetiță cu găscă. Iar în acel cuvert se află. Vă plac? Nu vă plac? Vă plac să știți că ea l-a făcut când era mică. Camera este deocamdată goală, art de poftă și de nervă. Firul mă leagă de mașinile imposibile, ținut minte, o simt venind. Mă leagă de străzile mărgitele și colșateliere. Fiorează, mătind labele transparente prin cameră, mă strecor prin cărți, lăsându-mi afară doar plăcile pe care e vechea foame, vechea pângă care nu se mai termină. Alt element. Ocupație de-a ei. Horoscopul. Ce zodie sunteți noastră? Astăzi. S-ar putea să ne înțelege. Vă păstiți la desert. Nu am să ce zodie sunteți. Leu! Au pași pe culoare. O cheie se răsucește în ală și intră. Ia! Priviți-o ce frumoasă este. Puteți să o aplaudați? Haideți să vă facem o friță, vă rog. Nu-i așa că am uitat așteptarea? Aduce în blana de pulpe mirosul de zăpadă de afară. Are încă ace de gheață spre cer, iar căciuța de lună privită și ea, la trecute, este altă ca zăpada. Are în jur de câți ani? Câți ani? 35. Și o față mai puțin ciudată. Acum este rămâne din cauza fricului de afară, dar alteori este palidă. Uneori este roz în obraș, căci folosește un fond de ten foarte neobișnuit, frumos cu un foc. Și acum are ochii încondeați cu prea mult negru. Of, dar stau cu pe locul de scriere, mi-ar fi ieșit mai bine. Oricum, esențialul cred că l-am prins. Intră, la duș. Curaj! Dar cu grijă, la cum. Și la acel obiect, de care sunt sigur că nu știți despre ce este vorba. Dacă veți trece pe la rugina verde, veți înțelege despre ce vorbesc. Nici nu știți ce face acolo. Aaa, deci nu vă trebuie prea multe că vi stea cu calde. Cât timp ea se află la duș? Răspundeți pentru șansă. Plinați de cu ceva? Este Svetlana. Oh. În primul rând, numele sau nu se potrivește deloc și mai și sună bizar. Nu prea acum pentru ceea ce trebuie mie. Mi se spune însă... Na! Iar cu cei care spun astfel, ori nu l-au citit pe Zola, ori nu le pasă, totul reintră în normal. Fântecele meu transparente, ghearele mele transparente, umplu care. Nu știu care e mea, dar ea nu este din baie. Sau de când în când sunetul unor sticluțe puse pe etajeră, sunetul de apă de la robinet și... Nu mă spălat eu pe dinți. Nu mai am răbdare și mă strecor pe sub ușă. Mă aflu la câțiva centimetri de ea. Și te coale până la mijloc și apărul spirit în toate părți. Apropo, spuneți-vă, nu sunteți ceasul. Nu sunteți ceasul. S-a făcut atât de târziu. Și el trebuie să plece dintr-un moment într-altul. Ia!
Ar trebui să fie entuziasmată, bantea de culoasă. Dar e ceva în vișele sau în țeasta ei care a întors-o. Are buzele triste, țepene. Având zâmbetul făcearnic, cu aie buze de curan. Ce i-a spus aceste frumoase de... Eminescu. Buze de orientală tristă, de creolă tristă, de cuflor tristă. Începe să se îmbrace. Mie mi se pare interesant. De altfel m-am făcut și buze de tine. Așa că părăsesc garsonina, ies pe ușa blocului și mă trăsc hidos translucid, cu ghearele mele păroase ocupând tot trotuarul, pe ulițele globuloase, întunecate, ninse în preajma blocului ei. Câțiva trecători se plimbă și pașii serale, dar el nu este. Merg mai departe, dau în șosea, cobor de-a lungul ei și pândesc fiecare autobuz care trece. Sunt în sfârșit. Sar și eu din mers, chiar în mijlocul liceilor, bătrânilor, muncitorilor, între care, stând aproape într-un picior și ținându-se de bară, se află el. Erul poveștii noastre. Să tot aibă acest... Ce vârstă? 24 de ani, este destul de înalt, blond, cu șuvițe neobișnuite de lungi, ieșindu-i de sub căciula de lană firește. Câteva firișoare au de barbă și mustața vede că reușesc să-i năsprească trăsăturile copilărește ale feței. Cruzimea pe care linia gurii și a bărbiei o arată nu exprimă însă, răutată, ci mai degrabă, melancolie, tristețe. Ceva te face să crezi că dacă ar putea scoate dintr-o casă ciliată, fie un copil născut în cei. Sau o pictură de rem. Ar scoate fără să șovâie? O pictură, bineînțeles, pictura. S-ar trebui alertează să nu fie decât un tânăr cam debusolat, care de câteva zile trăiește cu o femeie cu 11 ani, mai mare decât el. Vă grebesc oricum să-mi fac loc pe subchierea lui, să alunec prin capilarele lui, să anot prin sângele lui, prin artere din ce în ce mai largi, printre ostroavele hematiilor și oarecii alti cu minte degetei leucocitelor, și să ajung împreună cu toate alunile lumii, în imensa delta creierului său, unde mă prăușesc confortabil, strângând în ghearele pe lângă cor. Cu fiecare metru pe care mașina îl face, în direcția camerei unde nana îl așteaptă, mama mea crește, pofta mea insațiabilă se apropie de apogeu. Mi-ai zis puțin, apoi îmi povestești. Ești că din poate ai vrut pe tantă, de profesoare. Dar dacă nu te știu. După oră două să lași baltă distincția asta artificială și să începi să te bisicești atât. Ți-am spus. Abia așa ești simpatică. Da, știu, până la palmare. O să stăm țepeni și o să avem discuții literare. Ah, uite, nu să te am în brațe și, știu, să așteptăm. Avem o noapte întreagă la dispoziție și lucrurile trebuie să oarecum gradate, altfel poate să pară jignitor. Dacă sunt cu tine care nu faci cinci, vine să las baltă toată conversația cel mai mari gândite. Să te iau în brațe și... Da, știu.
Trebuie să așteptăm pentru că o să încep din cum să mă recunești cu Silvia Curtă. Ține apărat să știi dacă așa și pe Dimu. Cum simt în afaceri, în dragoste, ce inteligență am, ce pasiune am, normal, da. O femeie e în stare să te scoată din minți o noapte întreagă. Nana. Și Val, căci așa cheam. Val. Se apucă să facă patul. Apoi se dezbracă, ea ca întotdeauna se duce să se schimbe în baie, de unde apare pudică într-un halat cu flori stacojin. El se află de mult sub imensa pilotă când intră și în pat și se lipește imediat de el. Aici, dragi spectatori, mă tem că am să vă dau o lovitură grea, și anume n-am să vă povestesc și n-am să vă descriu nimic din ceea ce văd că se întâmplă în patul returilor. M-am cocoțat pe raftul cel mai înalt al bibliotecii și mă joc stângaci cu cheruțele care ajung până la lustră. Îmi văd victima înjunghiată și paralizată, deja incapabilă de orice existență. Totuși vie, lumea întreagă, numai până să fie ingerată. La sfârșitul acestei nopți, din această femeie care acum are fața contractată de plăceri sau paralizată de suferință, va rămâne doar o carapace uscată, legănându-se în pânza mea scânteitoare. Dar nu place să mă optească cu tehnic al capturării și înjunghierii, așa că să revenim la cele două frumoase nudități. Pentru asta vă sugerez să închideți ochii. Timp de 5 luni și să vă aduceți în memorie detalii de cele mai frumoase sau ale ultimei nopți de dragoste pe care ați trăit-o. Închideți ochii până și cățelul așteptat. Închideți ochii. Este suficient. Ați imaginat superb. Totul s-a terminat. Este în regulă. Dar ce se întâmplă? Cei doi vor să se mai vască din nou, dar asta durează atât de mult, încât mă simt dator să vă umplu așteptarea cu ceva. Chiar că n-aș strica să vă mai spun câteva detalii despre Val. Biografia lui este standard. Grădiniță, generală, liceu, facultate, anul 4 la filologie. Dar aici măcar nu trece prin minte ceva mai departe. Locuiește cu părinții, cetește și arcetește. Ocupația lui este să se entuziasmeze. El va fi cel care peste 2 ani va scrie ruletistul. Apropo, ați văzut ruletistul? Vă spun că ar fi cel mai bun lucru pe care l-ați putea face în intervalul în care cei doi se iubesc. Și ca tip obiectiv să știți că durează la fel de mult. Acum aveți șansa unică de a părăsi această cameră cât mai repede posibil, pentru că s-ar putea să mă răspundeți și să vă mulțumesc.